Hei! Stai să-l pun cu fața în jos, că tu... Bun. Okay. Proverbul prostituatelor. Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în pizdă. L-a plăcut cu pizda, ai văzut? Prea târziu. Mai am și cu pulă, mai am. Da. Ochii care nu se văd sunt ai lui Toma. Dă-i unui preot un minor și o să fie satisfăcut o zi. Învață-l să stea pe Snapchat. Am încercat să fac din țânțar armăsar, dar mi-a venit control de la ANAF și a trebuit să refac facturile. Contabil. Se spune că facerea de bine e futere de mamă. Să o întreb pe maică-ta dacă mai are nevoie să o ajut cu ceva. Nu știu că e cu din astea. Știi de ce câinele care latră nu mușcă? Pentru că e câine, nu e cățea să poată face mai multe lucruri odată. Că nu e pizde. Știi cel mai vechi proverb găsit vreodată într-o peșteră? Cine fură azi un ou, 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 ou. Bate fierul cât e cald, că poate face insolație și ajungi la spital și nu mai trebuie să bați fierul. Fuți, nu fuți, efectul cloroformului trece. Bunul gospodar își face vara sanie și iarna car și se uită și la canalul lui George Buhnici. I-am dat prietenei mele un pumn în burtă și a scăpat telefonul pe jos. Unde tai și unde crapă. Capul ce se pleacă are nevoie de Viagra. Eu sunt gata. Da, și eu cred că, da, cred că astea au fost, nu? Da, bine. Am câștigat deja. Doamne! Mă simt umilit. Eu trebuie să încep dacă am pierdut? Da. Ah. Când pisica nu e acasă, eu mă cac în lădița ei să văd ce față-față când se întoarce. Cine astăzi fură un bou, mâine la Acces Direct, trei sezoane de acum încolo, tot pun un trending, aia e. O vorbă înțeleaptă din vasul lui spune, o babă la vremea ei face cât 10 femei. Discuție între un cal și un câine. Calul. Bă, am făcut-o pe Alina seară. Câinele, să mor tu? Bă, nu mor ca ei când vor câinii. Cu o floare nu se face primăvară, dar cu un buchet frumos te alegi cu muie bună. True. Am un prieten, îl cheamă Ciob, și când i-am făcut cunoștință cu maică-ta, a râs. În camera de cămin umblă o vorbă. Unde smulți, putoarea crește. Aruncă-mă în mijlocul lupilor și gata. Uite o întrebare. De ce a avut Republica Populară Chineză cel mai mare sport demografic în perioada postbelică? Pentru că după război, mulți chinezi se arată. Știu. Proverb de ciungi. Un cot îl spală pe altul, dar niciun obrazul când n-ajunge. Îți cam miroase gura. Te-ai spălat pe dinți cumva cu lauda de sine?
Aș vrea să fac un dicționar de interpretare al viselor, dar pentru vrăbim, și să aibă un singur cuvânt. Mălai. Gata? Cred că gata. Excelent! Începem proverbe. Puteți face mai. Da, bine. Taximetristul nu merge de multe ori la apă. Dar și când merge înseamnă că a intrat cu Logan în Dâmbovița. Am cer scuze la domnita. Îmi cer scuze la maimuțe. Vorba lungă, sărăcia e nașpa. Adevărat. Vrabia mălai visează și cioara el fură în timp ce doarme. Dar tu ești, bă, tu vrei să ne închidă canalul, adică... Am văzut că s-a râs la prima și dar ai văzut că... Da. M-am dus, ok, deci gata, una e suficientă. Tu... Da. Ești prieten cu Colo, ce drăguț. Unde-ți mulți, e foarte posibil ca cineva să poarte masca pe gușă. Cine n-are bătrân să-și ia. Să-și ia bilet în Italia, că e plin de ei. După război, mulți vitei și-o arată. Popa nu predică de două ori pentru o babă surdă. Ori auzi din prima hâs John-le, ori la revedere. Ah, ok, ok. Ok. Proverb manelist. Ferește-mă, Doamne, de prieteni, că de dușmani cânt eu. Adevărul stă scris printre rânduri. Flori angajat în Mega Image. Bătrânețe, haine beji. Doi. Au râs doi? Eu... E cu doi mai mult decât speram. Mai zic? Una? Da, una și una. Trei lucruri nu știe omul: când se naște, când îl ia somnul și când moare. Sau când să pună un X pe Atletico dacă s-or mai scumpit țigările și când dracu a crescut Cleopatra Stratana și are... Paza bună închide ochii de la 100 de lei în sus. Asta vă mulțumim. Ah, mai bătut eu încep, nu? Începe, da. Te rog. Ziua bună se cunoaște de dimineață, în funcție de câți clienți ai avut azi noapte. Da. Ce zice un vânzător de insecte pe băț din Congo? Frate, frate, dar gâzai pe bani. La plăcinte înainte, dar cel mai bine băgați pe Google Maps. Foarte bună. Știu. Foarte bună. Da. Cine se scoală de dimineață, Ionuț Rusu, că eu nu mai, eu mi-am dat demisia. Eu... Mapula. Mutu fute pământul că femeile nu-l înțeleg. Adică în loc să fută femei, fute pământul. Că femeile nu-l înțeleg că e mut și de acolo râde lume. Practic, cine stapă groapa altuia își bagă singur polania. Da. E... Ok. Așa. Unde nu-i cap, măcar la corp să fie bună. Prietenul la nevoie se cunoaște că în rest te piși pe el. Da.
Minciuna are picioare scurte, dar dacă te uiți pe Instagram-ul ei, nu-ți dai seama. E făcut din unghie, plus că are prieten, mă rog. Cele rele să se spele, cele bune să se ducă la solar, că bronzul acoperă jegul. Vorba lungă, sărăcia omului, e sloganul de la firma mea de videochat. Ferește-mă, Doamne, de prieteni, că tuturor am să le dau bani. Cine râde la urmă are netul prost. Mai ai? Nu mai am. Gata, asta pot. Piatră facem piatră, farfece, whatever. Trebuie să jucăm gură și curmă. Aia, nu? Cine? Da, tu dai primul. Bun. Așa. Cine râd? Pățesc mereu. Mai puteam să... Așa. Cine râde la urmă, înseamnă că urma sigur nu era pe chiloții lui. Ok. Când viața îți dă lămâi, tu dai roșie sau neagră? Știi ce face un brutar paranoic care fută prostituată grasă? Stă cu un loc la slănină și cu unul la făină. Prima oară când s-a pișat pe mine un bolnav de rinichi, am luat o piatră în gură. Știi ce îi spun uneia după ce îmi pun prezervativul? Interesul poartă fesul. Iarba rea nu piere, dar te ustură pe gât. Cine s-a fript cu pizdă, suflă și în palmă. Ce se naște din pisică, se bagă într-un sac și se aruncă în Dâmbovița. O știu pe una care a ajuns la sapă de lemn, pentru că avea vibratorul în servis. Știi de ce Adrian Minune nu zboară în spațiu? Că dărâmă ca romare. Ferește-mă, Doamne, de prieteni, că ultima oară mi-au lăsat floși pe capac. Ăsta e nivelul, ce? Ok. Tonul nu face muzica, tonul face... Asta a fost? Da.